Vara și-a intrat în drepturi în totalitate, iar canicula a început să le dea bătăi de cap severinenilor. Iar în acest context, pădurea Crihala a devenit o oază de liniște a cetățenilor, de la cei mai mici până la cei mai mari. Aerul curat și verdele pădurii îi atrag pe aceștia ca un magnet. Zilele acestea, pădurea Crihala a devenit oaza de liniște și relaxare a multora dintre cetățenii municipiului Drobeta-Turnu-Severin. Oamenii vin aici pentru aerul curat și verdele molipsitor. Pe zilele caniculare este un refugiu poate pentru cetățeni? În mod sigur. Și un loc unde te simți bine. Are și locuri de joacă, plimbare, relaxare. Reprezintă o oază de liniște, dar reprezintă și un aer foarte bun curat. Pentru Severinul ăsta este o mană cerească această pădure. Pentru bătrân, pentru copii, că e spațiu foarte mare aici și în desfășurare nu este circulație de mașini, este extraordinar de bine. Și mai ales sala asta de sport, unde și copii și juniorii se antrenează, este totul foarte bun pentru orașul nostru. Și ne-a avut această imaginație de a face ceva cu pădurea, e un lucru bun. Cât de des veniți dumneavoastră aici? În fiecare zi. Da, vin cu nepoții, deci în fiecare zi alți copii vin și îmi place să stau aici. Ei se joacă acolo la măsuță și eu stau aici pe telefon, îmi beau cafeaua, e foarte bine pentru relaxare. Zona este special amenajată pentru copiii și tinerii din municipiu, cu teren de fotbal, tenis, o zonă special amenajată pentru cei care vor să facă sport în aer liber. Există chiar și un loc de unde îți poți închiria o bicicletă. Este foarte bun și pentru alergători care sunt la atletism, fiindcă aici poți face antrenamentele bune. Poți face antrenamente aici, fiindcă este și umbră și e bine aici. Cât de des veniți voi aici? Nu foarte, pentru că mai mult facem pe stadion. Da, facem pe stadion ori 1 mai, ori municipal. Dar când veniți, se înțeleg că vă place foarte mult. Da, adică e priveliște mai nou, mai vedem și noi mai multă lume, e mai frumos aici. Vă relaxați, într-un cuvânt. Da. Bine, mai avem și noi, ne mai jucăm în fotbal. Da. Cât de des vii tu la pădure? Păi vin mereu acum cu vacanța, vin pe fiecare zi, pentru că acasă nu mai am ce să mai fac, e cald, na. Și mai bine în aer liber cu prietenii. Da, e mult mai bine. Jucați fotbal? Jucăm un fotbal, mai stăm pe aici. Dacă cei mai tineri vin la pădure pentru a-și consuma energia prin diverse activități, cei mai în vârstă vin pentru relaxare și un aer proaspăt, departe de agitația cotidianului. Foarte bine, foarte frumos, ca e și apă și ne mai și înrăcorim noi. Foarte bună este. E o oază de liniște. Noi pensionari venim și stăm la umbră, la răcoare, dimineața, seara, după masă, nu seara, până pe la 7-8 stăm și noi. Totul este amenajat la standarde europene și asta datorită unui primar care pune mereu binele comunității pe primul plan. Municipiul Drobeta-Turnu-Severin se află printre puținele orașe în cadrul căruia există amenajate foarte multe parcuri de agrement, unde oamenii se pot relaxa într-un mediu plăcut, încărcându-și bateriile pentru ziua următoare.